După mai multe săptămâni de negocieri purtate între cele două partide, PMP și UNPR, Partidul Mișcarea Populară Sălaș a desemnat noua conducere. În prima conferință de presă, după fuziunea celor două partide, Liviu Balint, în calitate de președinte al filialei Sălaș, a dezvăluit care sunt obiectivele noului PMP Sălaș. Noul PMP Sălaș va fi condus de Liviu Balint, fost președinte al UNPR Sălaș și manager al Serviciului Județean de Ambulanță Sălaș, în timp ce consilierul local Cristian Lungu va fi prim vicepreședinte al partidului. În prima conferință de presă după fuzionarea celor două partide, Balint a precizat că în acest moment partidul se află în plin proces de organizare a structurilor din județul Sălaș. Avem un proiect comun de a continua unificarea celor două birouri și a valida conducerile noastre la nivel de municipiu, orașe și comune. Vom lua la rând toate organizațiile din județ și vom realiza acest obiectiv. La nivelul județului Sălaj există încă zone în care nici PMP, nici UNPR nu au organizații, așadar liderii noului PMP își propun să schimbe această situație până la alegerile din toamnă. O să ne străduim să constituim rapid o organizație în cel mai scurt timp, până la 1 septembrie, să avem organizații în 99,9% din teritoriu. În ceea ce privește obiectivele partidului pentru alegerile parlamentare, președintele PMP Sălaj a dezvăluit că principalul obiectiv este acela de a obține un procent de două cifre la alegerile din toamnă. Prin această unificare, PMP a crescut mult la nivel de județul Sălaj, ceea ce ne dă o speranță mare la alegerile din toamnă. Ne dorim și ne propunem ca și obiectiv un procent de minim două cifre în decembrie și unul dintre obiectivele noastre ale organizației PMP Sălaj este cea de a câștiga un fotoliu de parlamentar la alegerile din toamnă din 2016. După fuzionarea celor două partide, noul PMP Sălaș țintește tot mai sus și anume să devină cea de-a treia putere pe scena politică din județ. Și ne dorim să devenim a treia forță politică la nivel de județ, de județul Sălaș. Cât și la nivel național, avem un obiectiv a deveni al doilea partid ca putere pe scena politică la nivel național.